să trimiți dintr-o parte în alta. Știm că e greu cu ea, cum o ia bolnavă. E un caz dificil. Da, e un caz dificil și nimeni chiar nu i-a dat șansă de la început. Nici un medic. Și a câți anișori are acum? Ea? Da. 3 ani. 3 anișori. 3 anișori, deci, da. Normal, după medici trebuia să fie moartă până acum. Trebuia să fie moartă, da, că a fost și resuscitat. Am înțeles că aveți probleme în ceea ce privește masa, mâncarea fetei. Da, avem nevoie de modulenul care e 2 milioane și are 3 zile din el. Și alfaminul care e 2 milioane 400. O cutie ajunge doar 3 zile. Doar 3 zile și nu ne descurcăm. Am băgat-o pe casa bună că nu mai am cum, nu mai am posibilități. Tratament, trebuie pungi, trebuie la burtică să cumpărăm. Și toate le cumpărați dumneavoastră? Tot de la asigurări, dacă ne dă... Să zicem că rar ne dă 30 de bucăți pe lună, dar nu ne ajung, că îi punem și câte 4, 5, 6. La București e 15 euro punga, în Timișoara e 15 lei punga și am găsit ceva pe internet la 6 lei și din alea îi cumpărăm. Nu este greu? Foarte greu. Și cu doar salariul lui soț, atât că eu nu lucrez. A fost în prenatal soțul, a avut... indemnizația pentru ea 7 ani trebuia, a avut-o 6 milioane și acum i-a făcut-o la 4,5. S-a întors la lucru. Cât câștigă soțul meu? Pe economie, nu știm, 8, 9 milioane, 8, 9, mai mult nu. Doar și-a fost biserica 100 de lei și 1 milion, cum ar veni bani. Da, da. Atât e biserica din curțul asta unde merge noi și restul. Singurii care ne-au ajutat au fost de la... Mâncăiat-o cu mâncă, trebuie detalii, ne trebuie. Da. Și nu, nu stă în fond, nu se ridică, nu vorbește. Nu. Mircea, cooperația din Ungaria s-ar putea rezolva unele probleme. Da, dar la în cap, jur de 10.000 de euro. Deci operația cea mai importantă ar fi în Ungaria. Da, la cap în Ungaria, că aici nu mai poate. Deci, au zis că ce-au putut, ei au făcut în rest. Nu-i de șanse nimeni. Nu a avut șanse de la început ea. Vă rog să vă uitați în camera și să faceți un apel la cei care ne privesc în acest moment, dacă pot să vă ajute. Vă rog, care puteți să ajutați această fetiță bolnavă cu o sumă cât se poate de mică pentru a avea o nouă șansă la viață. Și vreau să vă mulțumesc la toți care sper că Dumnezeu o să vă dea în gând și o să vă pună în gând și în suflet ca să ajutați acest copil ca să trăiască și să poată să meargă la operație în Ungaria. Vă mulțumesc frumos. Deci copilul are șanse? Are șanse în Ungaria, doar în Ungaria, ca să strângem suma de 10.000 de euro. Rog bisericile care au credință și care cred în Dumnezeu că de puțin, dacă poate să ajute acest copil, nepoțica mea. Și Dumnezeu să le răspătească, să le binecuvinteze. Vă mulțumesc frumos. Întoarceți hârtiile, că nu le pot răsuce. Am uite aici. Vă mai are? Nu ajung la lucrurile. Și certificat cu adică. Trimiterea în Ungaria neapărat. Da, așa și. Soțul de acum? Da, lucru. Pentru operație, cum vor să facă și aici și... Și scrie suma acum. Deci trimite-o la medicul specialist. Da, este... Scoateți-o din folie. Avem și aici, am și aici. Încet. Și un film, dacă poți să... Avem și filme tot, dacă vă ajută. Filme tot de la... De la doctorul Barzo. Cred că e tradusă sau e angurească, e tradusă? Da, e și tradusă cu avocat. Portul ca să putem da copilul la televizor, da? Da, da, deci sunteți de acord ca copilul să apară? De acord, da, cu ea și apelăm, facem apel. Ce, cum are fetița? Are Barzo băgată până aici. Și aici e operația. Am aici, așa, fie. Asta e operația în parte de față și așa. Boala de la cap. Deci de la cap vine de la până cap acolo. Care vine, care unde se scurge lichidul. Am înțeles. Și acum presiunea de la hematom mai apasă. Pe cap și pe mâchi o face convulsie.
Aici, așa e cu bașa. Deci aici vine? Da, aici. Ăsta-i drenul? Da, uitați aici, spapa. Deci de aici pleacă? Da, de acolo. Și merge până jos în abdomen. Da. Iasă acum negru la burtică, tocmai din cauza laptelui și am băgat-o din nou pe ei. 26. Mulțumesc. Și un mic mi-a făcut pe la vreo 4 luni, cam așa 5 luni. Nu, mint, o lună și avea. Lucru putea și de mai ceva să mănânce. A făcut o intoleranță la lactoză. A avut nevoie și de oxigen și tot n-am avut de unde ca să-l cumpărăm. Dar chiar nu v-a ajutat nimeni? Nimeni. Toate ușile închise au fost pentru noi. Ați făcut vreun rău cuiva? Nu, n-am făcut niciun rău. Tocmai asta e dacă făceam pentru că suntem la credință. Și n-am putut ca să facem rău. Dar așa ne-au fost toate ușile închise. De asta mai mult pe partea asta cu capul. Cu trage valba. Aici, așa. Așa. A ține mai mult capul pe partea aia. Că dar nu se joacă cu nimic, dar pe gas ceva sau... Nu, ține nimic, nu mă luțe ceva. Nu se ridică, nu, nimica. N-a spus niciun cuvânt niciodată? Nu, a început să grungurească acum. Uitați cum face acum, dar așa să... Da, 3 ani aici. Ovidiu, ce-ți dorești tu cel mai mult și mai mult? Uite, vine Paștele zilele astea. Să se vindeze sora mea. Să fie sănătoasă. Ca să mă joc cu ea. O iubești? Foarte mult. Îți răspunde, Ovidiu, parcă îți răspunde. Perfuziile le dăm pe gură. Perfuzia pe gură, îi bag și dau și... Normal ar fi trebuit intravenos. Da, și îi băgăm pe gură că nu reușesc cu ea. Doar dacă aș reuși cum, ca să fac un curs anumit pentru ea. Și am înțeles că există posibilitatea, dar nu știu unde. Ca să vreau să fac asta. Deci tu trebuie să fii și mamă, trebuie să fii și soră medicală, trebuie să fii de toate. De toate, pentru ea, când face crize și când îmi face crize, atunci ea trebuie ca să repede să mă ocup, să îi dau tratamente și până cu îi băgam jos, dar jos degeaba, că nu reușesc ca să-i bag și îi dau pe gură pentru crize de convulsii, că atunci nu mai știe de ea și... Deci în loc de supozitoare îi dai pe guriță? Da, îi fac, da, îi dau pe gură și tratament și toate. Și reacționează? Da, reacționează. Se ajută Dumnezeu și da, așa. Mi-ajută Dumnezeu și o rezolv cu ea. Nu, mai am, că am terminat-o și am aruncat-o, cred că da, doar da. Alfamin a mai avut un pic și gata, e și asta. De ce ai mâncarea copilului? Mâncarea copilului, da, Alfamin, Modulenul și Hipo. Pentru că o ajută la creștere, ca să crească, ca altceva. Conține lipide, glucide, tot și în cutiuța acolo sunt medicamentele și mâncare. Medicamentele și mâncare. Acolo, aici, așa, în cutie, are medicamentele și mâncare. Tot ce e aici, siropul, perfuzii, totul. Deci ea mănâncă numai sub formă lichidă sau semi lichidă? Da, sub formă lichidă. Cel mai important este faptul că îi putem ajuta pe ceilalți aflați la nevoie. În trecut, ce m-a convins să vin simțul civic și faptul că am vrut să ajutăm o domnișoară. Într-un gest umanitar și datorită faptului că avem domnul și noastră să donăm sânge pentru semenii noștri, iar ulterior să donăm bombele valorice pentru ajutorarea altor semeni. Când a zis... Astăzi încerc să relansez o nouă campanie pentru o fetiță de 3 ani de la Franțăveș, care chiar are nevoie de ajutorul nostru și, sincer, este cel mai tragic caz pe care l-am văzut eu și am și o vârstă totuși. Copilașul ăsta trebuie ajutat cât de mult financiar să se poată opera dincolo și până să plece dincolo are nevoie de un lapte care este 240 de lei, cutia, se bea la 3 zile, din păcate statul nu se contează.
De fonduri prin intermediul donării de sânge pentru un înger de fetiță Angela, vârstă de 3 anișori, din Caransebeș, care are mare nevoie de ajutorul nostru a tuturor. Știu că Dumnezeu are nevoie de îngeri în rai, dar și noi mai frimții ținem alături de noi pe pământ și atunci încercăm tot ce este posibil. Cum vă numiți și de unde sunteți? Laura Munteanu, președinte Asociația Laura Salim. Vreau să le mulțumesc. Prima dată, în primul rând, vreau să-i mulțumesc Dumnezeu pentru că până în momentul de față Angela e în viață și trăiește. În al doilea rând, vreau să-i mulțumesc lui doamna Lili și tuturor celor care ne-au ajutat. Deci ne prinde foarte bine și ne ajută foarte mult din cauza faptului că sunt mama lui Angela, are vârsta de 3 ani, are hematom pe creier, are hidrocefalie, anus contra naturii, septicemie a avut, cu 13 boli născută la naștere și are nevoie de operație în Szeged, în Ungaria, care e în jur de 10.000 de euro la căpușor. Are nevoie de lapte modulen, care trebuie cumpărat, e 200 de ron cutia și are 3 zile pentru creștere. Are nevoie de lapte Alfamino, care e 240 de ron și tot 3 zile îi ajunge dintr-o cutie. Și nu ne mai descurcăm, am băgat-o pe lapte de vacă din cauza faptului că n-am mai avut posibilități. Tratament trebuie cumpărat, pungi, colostome trebuie cumpărate. Și sperăm ca cineva să se găsească ca să ne ajute într-un fel sau altul. Și foarte dezhidratată, doar cu tratamentele cu care o pot ținea eu acasă, pentru că nimeni nu ne poate ajuta și rog un medic, dacă se află și se găsește ca să o iei, să o poate lua în evidență, să o poate să o consulte, să poți să merg cu ea undeva la spital. Pentru noi, orice campanie este foarte binevenită. Ne bucurăm că am fost solicitați să inițiem asemenea campanii cu ajutorul doamnei Lili Gherle. Ne bucurăm foarte mult. Oricând, în orice moment al anului este binevenită această campanie pentru a ne ajusta stocul de sânge. Ne-am hotărât astăzi în număr de 36 de ofițeri și subofițeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Calea Severin să ne prezentăm la Centrul de Transfuzii Sanguine din municipiul Urești sau pentru a dona sânge, iarăși bonurile toate care ne revin în urma acestei acțiuni vrem să le donăm unei familii din municipiul Caransebeș care are mare nevoie de noi.